Acum, sincer, eu nu înțeleg ce nu-i convine Raluca astăzi la Constanția. Mie? Tanții la tanții! Tanții, te rog, trebuie să adoptăm. Da. Tanții. E frumoasă, e în bej cu bej. Nouă ne place bej cu bej cu bej. Da. E prima oară când ne propune bej cu bej cu bej cu bej. Da, în comparație cu săptămâna trecută, când era maro cu maro. Acum am mai diversificat. Da. Cred da. Că, Ilinca, da. Cred că ne-a pregătit tanții azi o defilare și un mers în umblătorea cu platformă de sfoară. Cred că o să lemnim. Dar abia aștept să vină tanții la defilare. Da, da, vine Constanția. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Bine ai revenit, draga mea! Eu și Loane ți-am avut... acum, Raluca, da. Ia fă și tu așa, ia am să te văd cum te joci cu părul. Când a intrat Constanția de filare, a făcut așa. 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 Vă las pe voi un pic pentru că vreau să vorbesc cu Constanția. Unde merge astăzi îmbrăcat așa, draga mea? Astăzi am reuniunea cu foștii mei colegi de generală și mergem la un restaurant cu specific italienesc. Luiza, vreau un comentariu cu energie, cu argumente, așa okay, cum știți. Okay. M-am belembeș. Mi-a zis să văd o pată de culoare la ținuta asta. Aș fi adăugat o geantă... geanta ei. În fine, nuanța genției, nu geanta ei. Nuanța. Am vrut să fie aceeași textură, să o duc într-o zonă de da, aș fi simțit nevoia de culoare, adică cumva ai rămas în clasa a șapte, a șase, adică te întâlnești cu colegii, dar cumva pe zona aia pare așa o copilă, adică nu pare că ai evoluat cumva vizual. Așa? De? Îmi place ce văd, doar că te face puțin micuță. Nu e neapărat rău, doar că... Nu e nici bine, sau cum? Nu e nici bine. Aș fi vrut să te văd, nu știu, altfel, să sclipești dacă te vezi cu colegii tăi, să le arăți, nu știu, ceva, un picior, habar n-am, un decolteu. La restaurant atât s-a putut, în timpul zilei. Poftim? La restaurant atât s-a putut. Nu ne vedem la o petrecere, înțeles, ceva la o petrecere. Nu puteai să faci altceva dacă te vedeai cu colegii tăi. Să le arăți, uitați ce au ajuns tanții. Păi tocmai. Am înțeles. Parcă e un lucru reușit, stilat. Hai să vedem ce zic jurații despre ținuta ta în fața lor, Constanția. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the... Constanția, bine ai venit, dragă. Deși, nu știu, ce să facem cu aparativul ăsta de tanții, că mi se pare și mie divin. Divin, sinceră să fiu. Însă nu ți se potrivește. Nu? Nu. Pentru că tanții este un nume puțin sexy, puțin propus, puțin obrăznicut. Marea tanții Cocea. Să nu uităm. A. Raluca, ai grijă cum o să vin în ediția, nu asta care urmează, cealaltă. După Paști. Da. Ai grijă cum o să vin. Miel. Paștele cailor. Acum ține postul. Trebuie să păstrez eu decență. Scot textila. Nu se expune. O scot. Bine atunci, să știi că eu te aștept pentru că azi avem așa. Un mileu cu un mileu pe post de geantă, un mileu de pe televizor aici, bine plat ca asta, bă, așa, da? Părul pieptonat așa ca de obicei, tu nuanțele care te-au consacrat. Adică mie mi se pare că tu nu te străduiești, Constanția. Tu ai potențial foarte mare. Nu-l două zile, hop, două zile parcă e obosit și lași pedala. Adică nu știu ce se întâmplă, știi? Aceea, părul fix la fel pieptonat. Da, trebuie să fii mai ciufulit un pic. Așa de ciufulit? O să spun ceva. Nu atât. Chiar de, nu atât. Te rog, Alina. Am mai auzit pretextul ăsta cu părul, că nu poate face nimic la lungimea asta. Eu am avut un an jumătate, am avut părul mai scurt decât al tău și crede-mă că îmi făceam cocuri aici. Pot să-ți recomand sau pot să zic acum pe YouTube, este o tipă care are, ți-am zis, lungimea mai mică a părului decât a ta și își face cocuri și toate combinațiile de păr cu un singur fixativ galben pe care îl știe toată lumea, care...
fixează orice, deci poți să-ți faci și altceva la păr. N-ai accesorizat deloc. Nu spun acum că trebuia să vii cu 7000 de... Ai niște cercei, într-adevăr, dar accesorizare, nu știu, adică un ceva care să scoată niște ochelari, nu știu... O șaptezeacă, o bohoșică. Ceva. Da, mai puneam un element, două elemente. Nu mă refer neapărat, exact, nu mă refer neapărat la bijuterii. Cu totul și cu tot întâmplător, sau nu știu dacă întâmplător, dacă nu e întâmplător, vei crește un pic în ochii mei, ai ales acest cat de blugi, care la ora actuală, as we speak, este cel mai cool cat de blugi dintre toți blugii care există. La cat am vrut să-i las așa că mergeau foarte bine cu spatrilele. A nimerit-o. Pentru că toate margierele, Jill Sanderle, lemerurile, tot ce vrei tu, tot cine face chincă jeans la ora actuală, așa-i face. Tu ai reușit cea mai normală, firească și cumva chincă, culmea în aparență, chincă și simplă ținută, are un ceva romerian, ți-a ieșit. Espadrilele îmi plac, sunt super civilizate, depinde și cine le poartă și cum le poartă. Jeansii sunt divini. Evanția. Ținuta e foarte bună. Hai să facem în felul următor. În primul rând, cea mai simplă opțiune pe care o ai când vine vorba de părul ăsta este să schimbi cărarea. Nu știu cât te văd telespectatorii în momentul ăsta, pentru că tot timpul ne-ai expus un profil acoperit de păr, fix spre partea cu camerele, deci încearcă pe cât posibil să-ți mai eliberezi măcar părul în așa fel încât să-ți vede chipul. Doi. Apropo de ce spuneau colegele tale, sunt super de acord. Mi se pare că n-ai făcut nimic la păr și e deja a doua săptămână. Aș vrea să văd puțin mai multă varietate pe acest capitol. Okay. E foarte tipat. Ai părul închis la culoare, ai pielea deschisă la culoare. Tot timpul văd aceeași formă. Trebuie să te gândești că e ca și cum ai purta aceeași geantă sau aceeași pereche de pantofi. Poți face foarte multe lucruri, iar ca și exemplu, și pentru tine și pentru cei de acasă, intră puțin pe profilul de Instagram al lui Hailey Bieber. E tunsă okay. ca tine, iar fata aia face o variație acolo cu o freză ca a ta, de nu-ți vine să crezi. În rest, mi se pare că ești decentă, la nivel de machiaj la fel, nu e ceva spectaculos, dar e conținut. Da. Bravo, stil. Dar pentru mine e ultima dată când nu mai, vin cu părul mai așa. Merg în Gata. Direcția asta, da? Gata. Bravo, stil. Mulțumesc. Este civilizată ținuta, însă nu m-a agitat. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Constanția. Mulțumesc pentru toată susținerea de până acum și sper să mă susțineți în continuare și votați cu indicativul 9 la 1220. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Constanția, de exemplu, are momente de sclipire, le numesc accidente. La început credeam că nu sunt accidente, dar chiar le numesc accidente. Și îmi plac. Și de multe ori fi dus poate mai departe zonele pe care le abordează, că e așa tot timpul ceva neterminat acolo. Nu spunea nimic, era o ținută, ok, bine compusă ca piese și așa, era ok. Dar de spus ceva nu îmi spunea nimic, adică i-am și spus în față, mai ales cu povestea ei să meargă să se întâlnească cu colegii, nu. Mergi să te întâlnești cu colegii așa, nu. Adică nu spui nimic, ca și cum nu ești acolo, ca și cum ești invizibilă.